fiu alături de voi și să sprijin tot ceea ce pot, chiar dacă îmi pare rău, era, da. Da, acum ne auzim, ok. Îmi pare rău să fiu aici, din păcate, dar haideți să vedem ce se întâmplă în prima manșă dintre Călin Ciordan și Alexandru Ciulean, da? Da, este Alexandru Ciulean în mașina urmăritoare, Călin Ciordan este lider. V-ați obișnuit cu Călin Ciordan în cu tot o altă mașină decât cea pe care o vedeți ca lider astăzi, dar mașina lui a avut niște probleme, se pare că are niște probleme în România de când a adus-o. Nu știu, nu-i place să meargă lui S13 prin România, dar să vedem ce va face Călin în acest BMW, care este de împrumut, din ce am înțeles. Da, este un M3 E92, ce dezvoltă ușor peste 400 de cai putere. Cum putem observa, este o tură extraordinar de bună din punct de vedere al liniei lui Călin. Okay. Însă Ciulean a reușit destul de bine să-și păstreze proximitatea și linia aici. Începe acum, scuză-mă, te rog, Ciulean cu Ciordan, reversed, da? De data aceasta este Călin Ciordan lider, Ciulean Alexandru... Alex nu, e liderul, îmi cer scuze, Alex scuze. Ciulean este lider Alex și Ciulean. Călin Ciordan follower. Vom vedea cel de-al doilea battle din tura... lor. O inițiere foarte bună pentru amândoi, o tranziție extraordinară din partea lui Călin. Un pic cam pe interior Ciulean, Călin vine destul de puternic și corect tehnic. Iată aici cum Călin câștigă proximitate și pe final ajunge Călin. Foarte, foarte bine pe Ciulean Alexandru. O tură foarte bună pentru Călin. Vedem reluarea acestui battle. Călin Ciordan, cum spuneam, cu o mașină de împrumut. Se pare că face treabă bună, uite. Toate șansele pentru a trece în top 8. Să vedem ce vor decide arbitrii. Este foarte de apreciat faptul că, deși nu este mașina pe care el este obișnuit, iată că reușește foarte, foarte rapid să se adapteze la stilul și la... la caracteristicile altei mașini. Exact, este adică foarte complicat acest lucru și haide să vedem cine a câștigat, ce decizie au arbitrii. Decizia pentru battle-ul Călin Ciordan și Ciulean Alexandru în favoarea lui... Cheche, da, e one more time. Cred că este un one more time. Un X cu steagurile, acum am prins și eu. Cred că este un one more time. Ia avem din nou la start pe Călin Ciordan și... Alexandru Ciulea pentru Alexandru one more Ciulean. Time, nu? Exact. Start, mașina lider a lui Călin Ciordan, BMW-ul negru, mașina urmăritoare Nissan-ul a lui Alex Ciulean. O inițiere foarte, foarte bună pentru Călin. Power, se simte că o face cu... aici a avut o mică ezitare, dar să sperăm că își întregește corect linia pe sfârșit. Și o greșeală mare a lui Alex Ciulean. Cu asta așa se întâmplă, că... sunt emoții, sunt motoare încinse la maxim. Gândiți-vă că înăuntrul mașinii avem undeva la 50 de grade. Ce mai mult de atât? Prin mănușe te frici dacă pui mâna pe ceva metal. Absolut, absolut. O tură foarte bună din până la prima jumătate a circuitului pentru Călin. Aici a avut o mică ezitare, dar a recăpătat un pic pe exterior în ultima jumătate a traseului. Da, suntem bine și urmărim acum ca lider pe Alex Ciulea în bătălia cu Călin Ciordan. O inițiere foarte bună din partea ambilor piloți. Să sperăm că Călin își va păstra oarecum avantajul căpătat în prima tură și cred că o va face. Capătă proximitatea aici pe ultimul viraj și termină această tură. Pentru tura asta n-ar fi greu să fim noi arbitri, știi? Corect. Un puternic avantaj îl obține Călin Ciordan, deoarece în manșa precedentă a obținut 10-0 printr-o greșeală masivă a lui Alexandru Ciulean. Iată cum cu
greu și cu... Da, e greu, se vede. Cu aderență extraordinară oferită de circuitul de la Transilvania. Încearcă să pună cei 400 de cai putere cât mai mult la treabă, dar vă dați seama, este foarte destul greu. De greu, da. Este o mașină nouă pentru Călin. Yes, așa cum ne așteptam, Călin Ciortan este cel care intră în top 8. Felicitări, Călin!